Acesta este cireșul columnar Queen Mary și aș vrea să vorbesc astăzi puțin despre întreținerea cireșilor columnari. Spre deosebire de Mary, unde există o creștere naturală sub formă columnară și parțial peri, la cireș această formă nu există în mod natural, ceea ce înseamnă că ea se poate întreține exclusiv prin tăiere. Și cu toate acestea există livezi comerciale de cireși columnari care chiar fac profit. Modul în care reușesc să scoată profit este odată densitatea mare a pomilor, pentru că acești pomi columnari se plantează la distanțe cuprinse între 50 și 100 de centimetri unul de altul, deci foarte, foarte deși. Și punctul cel mai important este că producția pe cireși columnari se realizează doar pe mugurii bazali ai ramurilor de un an, iar la cireșii clasici, care au o producție incomparabil mai mare, producția se realizează în principal pe buchețelele de mai. Buchețelele de mai sunt niște rămurele scurte, cam ca aceasta, care au mai mulți muguri, 5, 6, 7 muguri, de aici rezultând un mănânc de fructe. Sigur că în momentul în care există atât de multe fructe pe un singur punct de inserție, acestea nu vor ajunge niciodată să aibă dimensiunea și aroma pe care o vor avea mult mai puține fructe din cauza concurenței. Aici, pe mugurii bazali, nu există atâta concurență, deci fructele acestea au o calitate mult mai ridicată decât fructele pe care le obținem de la un cireș normal. În acest fel, prin densitatea mare de plantare și prin calitatea ridicată a fructelor, livezile super intensive de cireș columnar reușesc să fie profitabile. Și acum despre tăiere. Și acesta este un avantaj suplimentar, la modul că tăierea se face foarte simplu, necesitând mai puțină forță de muncă calificată, iar pentru noi care facem grădinăritul doar din hobby, poate fi un avantaj la modul că este un tip de pom care se pretează și pentru începători. În primul rând, primul obiectiv este să avem pe toată lungimea tulpinii cel puțin 10 creșteri de un an. Și dacă ele nu apar în mod spontan, acest lucru se face prin stimularea lor, în momentul în care mugurii încep să se umfle. În zona mea de climă acest lucru se întâmplă cam pe la începutul lunii martie, dar trebuie să vedeți. Și atunci, deasupra unui mugure dormind, se practică o tăiere laterală, zgâriând scoarța. Important este ca această tăiere să fie suficient de lată, încât să ducă la o acumulare a sevei la mugurele respectiv și să stimuleze creșterea laterală. Eu mărturisesc că în acest an am ratat această fază. Și partea a doua a tăierii se întâmplă cam pe la începutul lunii aprilie, în momentul în care încep să se poată vedea foarte ușor care sunt muguri florali, pentru că se vede deja butonul alb. Și atunci se taie ramurile de un an, lăsând toți mugurii florali și încă un mugure vegetativ în capăt. E foarte important să există și un mugure vegetativ. Se taie cam la jumătate de centimetru de ultimul mugure, pentru că altfel acesta riscă să se usuce. În acest mod asigurăm un raport optim între frunze și fructe. Se practică un mugure vegetativ cam de la 1,60 m în sus, între 1,60 m și 80 de cm pe trunchi se lasă după mugurii floral 2 muguri vegetativi și sub 80 de cm până jos se lasă 3 muguri vegetativi, pentru că altfel copacul se va degarnisi în partea inferioară, el are în mod natural o creștere mai puternică în partea superioară. Tulpina se lasă ceva mai lungă, cam la 3,5 m, 4 m, pentru că astfel avem mai mult rod, rodul fiind distribuit uniform pe toată tulpina. O formă de copac foarte interesantă pe care vă recomand cu multă căldură, cireșul columnar.